Taur. Aglomerație mare în constelația voastră, succes pentru unii sau gălceavă în ceriu pentru alții. Discutăm de 5 planete care vă susțin destinul, dacă ați fost buni și constructivi, dacă ați reflectat cum trebuie și v-ați aranjat lucrurile temeinic ca o zodie de pământ ce sunteți. Alții pot fi afectați de faptul că și-au cam virusat karma, în sensul în care vorbim de trecut, de vieți anterioare, chiar de ună zi aș spune că am studiat varianta nevăzută a lui Jupiter sau partea întunecată. Toți cred că trebuie luat în calcul ca fiind mare benefic și mare noroc, ceea ce este adevărat. Dar am observat faptul că la unele persoane, chiar dacă Jupiter este un mers direct, nu este întotdeauna plin de noroc. Chiar și ca sinceritate poate să fie aspru, tăios și mult prea dur. Fața lui ascunsă sau nevăzută, cred că la mulți le-ar da fiori. La unii chiar și în amor. Prin urmare, o să vă zic așa, că trebuie să ținem cont de alinierea de planete, de o spuneam la început, unde discutăm de un mic benefic Venus și de un mare benefic Jupiter în variante pozitive și constructive. Taurii, la o primă vedere, sunt beneficiarii direcți ai unui astfel de aspect bun și constructiv. Partea nevăzută, pe care nu o doresc la nimeni, sau reversul medaliei, indică exact varianta opusă, care trebuie luată în calcul, pentru că, vedeți, se spune că la naștere avem planete ursitoare și că trebuie să ne uităm la ele dacă sunt bune sau mai puțin bune. Aici discutăm și de poziția planetelor, dacă vreți, la rubedenii, la părinți, la rude de gradul 1 și nu voi intra acum în detalii pentru că nu este cazul.